Noua sesiune parlamentară a venit cu noi țarcuri pentru presă. Regulamentul adoptat printr-o decizie verbală îi va obliga de acum pe jurnaliști să emită doar din holul forului legislativ. Oficialii Camerei Deputaților nu știu exact cine a luat această măsură și de ce. Nu a decis nimeni, e vorba de buna funcționare la modul acesta. Nu trebuie să fie nicio decizie scrisă, e vorba de administrativul nostru, a declarat șeful Direcției de Afaceri Interne din Camera Deputaților, Eduard Bachide. Mulți deputați sunt de acord cu noua decizie. Eu nu cred că niciun parlament civilizat nu e normal să fugă unii după alții. Șeful Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, spune că nu a știut despre țarcul pentru presă. Plați-mă mai ușor. Nu poate să fie decizia mea, domnișoară, pentru că asta ține de Secretariatul General al Camerei și știți bine lucrul ăsta. Să-mi dați și cu camerele în cap, cum ați dovit alții parlamentari. Dar dacă așa înțelegeți să faceți presă, așa o facem. Singurul lucru pe care cred că e puțin exagerat, dar parcă mi l-aș dori, la baie să poți să mergi singur. În rest, nu e problemă. Cam înțeles că și pantofii, vreți să știți ce pantofi sunt, că sunt din bani publici. Cei mai ieftini. În timp ce presa stătea închisă în țarcuri, opoziția și-a continuat protestele din Parlament. Membrii USR au început sesiunea cu măști chirurgicale pe față pentru a trage un semnal de alarmă vis-a-vis de protestele din 10 august. Nu e prima dată când presa este ținută departe de deputați. În luna iunie, când parlamentarii au discutat moțiunea de cenzură, jurnaliștii au fost îngrădiți timp de o zi ca reacția unui protest spontan al unui grup rezist. Ulterior, restricțiile au fost ridicate pentru ca noua sesiune parlamentară ele să devină regulă permanentă.